Doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Caravana TVR3 a ajuns astăzi într-un loc de poveste, de poveste medievală. Ne aflăm în singurul oraș medieval din sud-estul Europei, locuit permanent și neîntrerupt. Ne aflăm la Sighișoara. Mai exact, eu mă aflu în acest moment în piața muzeului, în vecinătatea primăriei. Tot aici găsim Biserica Mănăstirii. Foarte aproape este și turnul fierarilor și turnul cu ceas, simbolul Sighișoarei de altfel. Ne propunem ca astăzi să vă ducem în toate colțurile acestui oraș prin intermediul reportajelor, dar și prin intermediul colegilor mei, care se află în punctele strategice, cred că cele mai înalte de altfel din oraș. Și să știți că eu nu sunt singură în acest moment, sunt alături de domnul primar Ioan Iulian Sârbu, care mi-a promis că astăzi își schimbă puțin funcția și devine și coleg de prezentare. Bună ziua, vă mulțumim în primul rând pentru găzduire, că sunteți alături de noi și vă întreb așa din prima, cât de dificil este să fii primar de cetate medievală? Bună ziua, în primul rând, și bine ați venit la Sighișoara. Este plăcut atât timp cât îți dorești acest lucru. Pentru mine nu este dificil, pentru că mi-am dorit să fiu primarul municipiului Sighișoara și fac acest lucru cu plăcere. Se vede, să știți. Chiar dacă dumneavoastră sunteți astăzi gazda, vă propun ca împreună să invităm pe cei care ne urmăresc la un tur al orașului, pentru că avem niște ghizi speciali, în primul rând colegii noștri, de care vă spuneam că se află în punctele strategice, dar și pe toboșarul cetății, emblematic și el pentru acest oraș, nu-i așa? Așadar, îi invităm pe cei care ne urmăresc la acest tur, după care ne reîntoarcem aici, în acest superb și minunat platou. Toba este instrumentul care niciodată golul nasul mai tare, spune arghezii. Suntem în cetatea medievală Sighișoara, care datează din secolul al XIII-lea. Sașii au construit bresle și meșteșuguri. La Sighișoara, 14 turnuri de apărare, 15 bresle, 40 de meșteșuguri și 4 bastioane de artilerie. Simbolul orașului în Sighișoara este turnul cu ceas. Este singurul muzeu de istorie în verticală din România. În anul 1556, acolo a fost sediul Spațiului Popular. În 30 aprilie 1676, un mare incendiu a devastat orașul de jos și cetatea medievală. Au ars 600 de acoperișuri și case. Toate sunt refăcute din piatră de ruși și cărămidă, așa cum le vedem astăzi în cetatea medievală. Este cea mai bine păstrată cetate în cele 7 cetăți din Transilvania, pentru că păstrează un flux tehnologic. Gândiți-vă că la Sighișoara se păstrează așa. Măcelarii tăiau carnea, trimiteau cu jocul la cojocar, cojocari la țesători, țesători la croitori, croitori la cizmari, cizmari la lăcătuși, lăcătuși la dogari. De fapt, organizați pe meserii, pe bresle și meșteșuguri. Vă așteptăm să vizitați bijuteria medievală a României, destinație care trebuie descoperită. Haideți la Sighișoara, am zis! Spuneam că în apropierea noastră se află și turnul cu ceas, este semnificativ, cel mai emblematic, să spunem așa, monument arhitectural și istoric al Sighișoarei. Domnule primar, de când ați mai urcat în turnul cu ceas? De la noaptea muzeilor, acum 2 săptămâni. Da, să știți că în acest moment sunt un pic invidioasă pe celălalt coleg de prezentare, Ionel Lespuc, pentru că el se află chiar acolo, în turnul cu ceas, și sunt convinsă că are o priveliște spectaculoasă. Ionel, spune-ne ce vezi mai exact, că și noi avem aici destul de multe lucruri în jur, dar cred că la tine un pic e mai special. Te salut, Loredana. Pot să spun ce nu văd în primul rând. Nu te văd pe tine și pe domnul primar, pentru că între turnul cu ceas și locul unde se vă aflați voi este o biserică. În schimb, văd întreaga cetate medievală și văd și orașul, să-i spunem, mai nou. Dar e și explicabil, pentru că suntem la 30 de metri înălțime, iar întregul turn cu ceas are 64 de metri înălțime. Este una dintre atracțiile principale pentru turiștii care vin aici la Sighișoara. Pe balustradă sunt trecute distanțele în kilometri către orașe importante ale lumii. De altfel, chiar deasupra mea se vede că până la Polul Nord mai sunt 14.000 de kilometri. Dacă vrem să ajungem, trebuie să pornim foarte devreme. Berlin, 1057 de kilometri, Praga, 864, Viena 656, avem aici Paris 1680, Londra 1872
și New York 7431, mai avem și Zurich 1224. Este un turn care a început să fie construit în secolul al XIV-lea, a găzduit mai întâi primăria, apoi arhiva și acum este muzeu de istorie. Acum, adică de 123 de ani, această clădire este muzeu de istorie. Ceasul are figurine unicat în spațiul românesc. Sunt 7 figurine din lemn de tei care reprezintă zilele săptămânii și sunt întruchipări din mitologie, de asemenea și simboluri din astronomie, astrologie și alchimie. Dar despre aceste lucruri vom vorbi în intervenția viitoare, când alături de noi va fi chiar un reprezentant al Muzeului de Istorie. Așadar, perspectiva este superbă. Deocamdată turiștii ne-au ocolit, cred că i-am speriat puțin cu camera noastră de filmare, dar cât am stat aici, am văzut foarte mulți români și străini. Mulțumesc, Loredana, pentru că mi-ai acordat posibilitatea să vorbesc puțin de aici de sus și ne vedem la următoarea intervenție. Și noi îți mulțumim, Ionel, pentru aceste informații. Se vede că ți-ai făcut foarte bine lecțiile. Domnule primar, vrem să mergem acum și pe dealul cetății. Acolo ne așteaptă colega mea, Simona Boanta. Dar ca să ajungem acolo, trebuie să urcăm scara școlarilor, da, în acordurile menestrelilor locali. Are și această scară o poveste foarte interesantă. Dacă ne puteți spune 2-3 cuvinte despre ea. Da, este scara școlarilor sau scara acoperită, cum îi spunem noi sighișorenii. A fost gândită pentru accesul mai facil în timpul iernii, în timpul zilor ploioase, către biserica din deal și, bineînțeles, către fosta școală din deal, actualmente liceul teoretic Iosef Altri. Deci, cumva, această scară a fost gândită pentru a ușura accesul școlarilor. Așa este. Ceea ce e un lucru atât de frumos și, iată, acum turiștii au ocazia de a se bucura de aceste lucruri făcute cu ani în urmă. Și pentru că producătorul emisiunii, Luminița Purdea Cotuțiu, ne-a obișnuit să facem trecerile prin scurte momente care să reliefeze tot ceea ce povestim noi aici. Mergem la colega mea, Simona Boanta, așadar, dar vedem și scara școlarilor. Bună ziua, bun găsit tuturor! Dacă urcați scara școlarilor, construită din lemn în anul 1642, cu ale sale 176 de trepte, ajungeți aici, pe dealul cetății. Dacă vizitați orașul de jos, musai trebuie să ajungeți să vedeți panorama superbă a orașului, dar și bijuteria arhitectonică a cetății medievale din Sighișoara, biserica din deal. Este unul din edificiile reprezentative ale stilului arhitectonic gotic din România. Ce mai puteți vedea aici? Vechea școală din deal, liceul Iosep... Vechiul liceu, dar și cimitirul evanghelic, unde sunt adăpostite morminte vechi, foarte, foarte vechi, dar și alei care vă invită la promenadă, oricât de ciudată ar suna să vă plimbați printr-un cimitir. Pasionații de istorie sigur au ce să găsească acolo, ce să exploreze. De asemenea, dacă ajungeți în zonă, vă recomand să poposiți preț de câteva clipe și la turnul frânghierilor. Este singurul turn locuit din cele 9 turnuri care mai există astăzi în picioare în vechea cetate medievală din Sighișoara. Dar despre toate astea vom vorbi pe îndelete mai târziu. Eu voi da legătura înapoi în piața Muzeului Loredanei și invitaților ei. Îți mulțumim, Simona. Domnule primar, avem răgaz, preț de câteva minute, să purtăm totuși o discuție din care să înțelegem ce înseamnă, de fapt, să conduci un oraș cetate, cetate medievală. Pare așa la prima vedere că turismul, dacă stăm să ne gândim statistic sau din punct de vedere al procentului, aduce foarte mult și cumva pare că aveți mai puțin de lucru în alte direcții. Dar cred că o să mă contraziceți totuși. Așa este. Acest lucru vine încă din perioada medievală. Există o încăpere în turnul cu ceas, care are două ferestre către orașul de jos și o fereastră către cetate. De atunci am încercat să ne transmită un mesaj care este valabil și astăzi, și anume acela că cetatea este foarte importantă, dar orașul de jos nu este mai puțin important.
banii pentru cetate vin tot din orașul de jos. Turismul ocupă un loc foarte important pentru mine și pentru întreaga echipă și pentru toți sighișorenii. Sighișoara este un obiectiv de vizitat în orice anotimp al anului, pe lângă ospitalitatea pe care o cunoașteți cu toții. Încercăm de la lună la lună, de la an la an, să evoluăm astfel încât să oferim cât mai multe lucruri pentru vizitat, să extindem area de vizitat și în afara cetății medievale, dar în același timp îmi doresc ca sighișorenii să-și asume cetatea, pentru că până la urmă cetatea este a lor și astfel împreună cu turiștii să ne simțim cu toții bine. Dacă sighișorenii se simt bine în orașul lor, sunt convins că turiștii nu vor avea nicio problemă. Apropo de turiști, să știți că auzeam câteva povești ale acestora și mi-au atras atenția mulți dintre cei care spuneau că se întorc aici de foarte multe ori și chiar și a 10-a, 15-a oară când se întorc aici, parcă găsesc ceva diferit. Oare asta datorită faptului că oamenii, cel puțin în cetate, sunt tot timpul alții, pentru că cetatea în continuu e vizitată de turiști? Da, cred că este un motiv și acesta și, bineînțeles, în ultimii ani au mai avut loc renovări, restaurări în cetate, ceea ce întotdeauna este un lucru pozitiv pentru că îți dă această stare de bine, observ că de la ultima ta vizită până acum în cetatea medievală s-au întâmplat lucruri noi, în bine. Perioada de pandemie, în ce fel a influențat totuși numărul de turiști? Să spunem, pentru că a fost un deficit din acest punct de vedere la nivelul întregii țări, dar mai cu seamă în zonele în care turismul se evidenția în mod clar, s-a văzut și mai bine această problemă. Așa este, cred că cu toții am trecut printr-o perioadă foarte dificilă. Important este faptul că începând de anul trecut am relansat Festivalul de Artă Medievală. Festivalul medieval de anul trecut fiind un real succes, acest lucru l-am putut contoriza inclusiv prin Muzeul de Istorie, biletele vândute și numărul de turiști pe care acestea l-au contabilizat. Este foarte important, de la 70.000 am reușit să urcăm spre 170.000. Dorința mea este că până la finele anului viitor Sighișoara să-și depășească propriul record, adică de 200.000, doresc undeva între 250 și 300.000 de turiști anual. Spuneți-ne câteva lucruri despre investițiile pe care le-ați făcut aici. Ne spuneați și de faptul că multe dintre clădiri au fost reabilitate, restaurate. Arată spectaculos, într-adevăr. Am avut ocazia și bucuria de a face un tur de forță de când suntem aici și am văzut lucruri schimbate, exact ceea ce spuneați. Da, sighișorenii s-au mobilizat. Cu toții au înțeles și din domeniul Horeca că fără investiții nu poți atrage turiști noi și trebuie să mergi înainte. Avem locuitori ai cetății care de asemenea au investit. Noi, ca și primăria municipiului Sighișoara, ne-am pus la dispoziție tot know-how-ul și tot ceea ce putem noi, din punct de vedere legal, face, astfel încât să-i sprijinim. De asemenea, cei care nu au investit în clădirile istorice, le-am impus o taxă de un impozit practic majorat de 500%, astfel încât să stimulăm restaurarea și renovarea cât mai multor fațade și a cât mai multor clădiri din cetate. Am reușit în finele anului trecut să refacem complet un zid care timp de 20 de ani a fost proptit cu bârne. Am dat jos bârnele, am refăcut acel tronson și anume tronsonul 7 și mergem mai departe. Domnule primar, ce ofuri aveți? Pentru că nu toate lucrurile sunt pozitive. Sigur, în mod absolut evident, nici nu trebuie să vorbim despre ceea ce se vede și ceea ce aduce turistul aici, la Sighișoara. Dar dincolo de asta, dumneavoastră, ținând frâiele conducerii, aveți, bănuiesc, și niște ofuri acolo pe care vreți să le vedeți rezolvate în viitorul apropiat. Da, există foarte multe proiecte, foarte multe planuri. Bineînțeles că trebuie răbdare. Singurul meu of este că nu reușesc întotdeauna să meargă lucrurile cu viteza pe care mi-aș dori eu, dar în administrația publică răbdarea este un punct forte. Bineînțeles, vom merge mai departe și până nu voi duce toate proiectele pe care le-am în plan la bun sfârșit, nu mă voi opri. Știți că majoritatea primarilor se laudă cu atragerea de fonduri europene. Ne ziceți și dumneavoastră niște sume? Sigur că da. Pot să vă spun că până în acest moment pe PNRR am și bineînțeles atât pe fonduri europene am prins în sesiunea
de anul trecut, o finanțare europeană pentru sala de spectacole Mihai Eminescu și strada Nicolae Bălcescu, de 30 de milioane de lei. Mai avem aproximativ 30 de milioane de lei. Mai avem 10 milioane de lei obținuți tot la, de asemenea prin fonduri europene pentru iluminatul public, iar anul acesta am depus proiecte de peste 170 de milioane de lei. În acest moment nu putem să spunem mai mult sau nu pot spune mai mult până nu văd contractele semnate, lucrări în desfășurare și așa mai departe. Dar depunem în continuare. Vă axați foarte mult pe festivaluri. Ne-ați spus și la început că ați reușit să reluați anumite festivaluri. În ce măsură acestea contribuie totuși la bugetul local? Că știți foarte bine, vorbim de marile festivaluri în general din țară și tot timpul în urma lor se aduc bani consistenți acolo la bugetul local. Vorbim de asta și în cazul dumneavoastră? Doar de anul trecut, deoarece până acum festivaluri organizate pe raza municipiului Sighișoara nu aduceau venituri la bugetul local. Anul trecut am avut inclusiv Târgul de Crăciun, care a adus venituri la bugetul local. Am avut evenimente private, pentru că am deschis ușa spre și spre evenimente private, chiar în cetatea medievală, iar acest lucru, pe lângă plusul de turiști, pe lângă atmosfera creată și gradul ridicat de al evenimentelor, au adus și venituri suplimentare la bugetul local. Există și evenimente care nu le facem pentru venituri, neapărat cum este Festivalul de Artă Medievală, dar îmi propun ca și acesta să aducă venituri tot mai mari de la an la an. Anul trecut, de asemenea, a adus venituri considerabile, dar îmi doresc ca de la an la an să crească tot mai puternic și să nu scadă în calitate. Sigur că da. Acum o să vă cer să fiți puțin subiectiv, chiar dacă noi astăzi vom vorbi în mare parte cam de toate punctele turistice de atracție. Bănuiesc că aveți și dumneavoastră un monument preferat sau un punct preferat pe care îl recomandați de fiecare dată tuturor prietenilor care vin să viziteze cetatea Sighișoara. Da, recunosc că este monumentul pe care îl vizitează cu toții, este turnul cu ceas. Este simbolul orașului nostru și mi-l doresc să apară pe cât mai multe produse care sunt în Sighișoara. Pentru că până la urmă, toate produsele, toți producătorii locali, indiferent de tipul acestora, mi-aș dori să folosească ca și etichetă și turnul cu ceas. Ați spus de etichetă. Am vorbit de monumentele acestea, turnul cu ceas, emblematic de altfel. Dincolo de a fi cetate medievală, așa cum spuneam la început, singura din sud-estul Europei, locuită permanent și neîntrerupt, dincolo de asta, mai ziceți-ne două etichete care se pot pune orașului Sighișoara, care, sigur că da, îl pun cumva pe harta lumii, să zicem. Ca și zonă turistică, ca și zonă medievală? Sau? Să zicem ca și zonă turistică, pentru că cu siguranță în acest moment ne privesc foarte mulți dintre cei care își doresc să viziteze Sighișoara, poate pentru a nu știu câtea oară, dar sunt și mulți care nu au ajuns încă. Și atunci cumva am vrea să le creăm această dorință de a ajunge, aici. În primul rând avem turnulețul la chip. În acest moment se lucrează la documentații pentru a reuși să restaurăm și acest turnuleț. Se află la intrarea în municipiul Sighișoara, dinspre Târgu Mureș. Este o locație pe care mi-o doresc să fie amenajată și restaurată, deoarece are poveste extraordinară, puțin diferită, dar în același timp legată și de cetatea medievală. Mai avem un castru roman, care în acest moment suntem în discuții pentru a escava arheologic acea zonă și a-l pune în valoare, chiar și în patrimoniul, să intre și în patrimoniul UNESCO. Deci acestea ar fi cumva planurile dumneavoastră și obiectivele următoarea perioadă. Voiam să vă mai întreb, că ne spuneați în ce fel îi motivați pe cei care locuiesc în cetatea medievală pentru a restaura și a avea acceptul de a restaura fațadele clădirilor. Sunt acolo niște lucruri pe care le faceți pentru aceștia. Există diferențe semnificative dintre cei care locuiesc în orașul de sus și cel de jos, nu știu, la nivel, de nivel de trai? Nu cred, nu neapărat. Avem toate categoriile sociale și în cetate și în orașul de jos. Deci nu există în acest moment o diferențiere pe categorii sociale. Și acum, pentru că mai avem un minut,
la dispoziție al discuției noastre, după care ne revedem și pe final de ediție. Aș vrea să vi-l las dumneavoastră pentru a adresa, nu știu, un mesaj. Sunteți stâlpul cetății medievale. Celor care, spuneam, ne urmăresc, vor să vină aici. Eu vă împărtășeam înainte să intrăm în direct, am fost absolut fascinată de scurta plimbare pe care am avut-o aici. Să le dați niște ponturi. În primul rând, Sighișoara merită vizitată, așa cum am spus și la începutul emisiunii, în orice sezon. Pe lângă ziduri, cetate și tot ceea ce înseamnă turnurile merită vizitate, avem două turnuri deschise aproape în permanență pentru vizitat. Există de asemenea turnul cu ceas, avem biserica din deal, biserica mănăstirii, sunt foarte multe obiective în cetate și, bineînțeles, farmecul aparte pe care această cetate medievală îl are. Așa este, ați avut și ați auzit și foarte mulți turiști străini, că de aceștia n-am vorbit foarte mult. Cred că ei sunt și mai impresionați cumva, dar noi prin această emisiune, prin Caravana TVR3, ne dorim din suflet să arătăm românilor noștri ce avem la noi în țară. Turnul cu ceas, ne spuneați că este unul dintre turnurile cele mai vizitate. Acolo este, spre bucuria lui, colegul meu Ionel Lespuc. Și pentru că astăzi răsfoim și pagini de istorie, are un invitat de seamă care poate să facă asta împreună cu noi. Așadar, Ionel, îți dau legătura. Mulțumesc, Loredana. Să știi că mă bucur că sunt aici pentru că e puțin mai răcoare. Nu ne topim ca voi acolo la soare. E puțină umbră, bate și vântul mai bine aici, la 30 de metri înălțime. La prima mea intervenție v-am vorbit foarte pe larg despre turnul cu ceas, despre care am văzut că domnul primar a amintit în mai multe rânduri. Și acum dorim să intrăm puțin în substrat. Avem alături de noi pe doamna Florina Ștefan, care este bibliograf la muzeul de aici, din Sighișoara, și ne poate da toate informațiile. Să rămână, doamnă! Bună ziua! Mai întâi însă vreau să ne spuneți ce vedem acolo în spatele nostru și ne arată colegul Vasile Mera pe cameră. În spatele nostru, în fundal, este cel mai important monument ecleziastic al orașului, Biserica din Deal, alături de care se află clădirea Liceului Teoretic Iosef Haltrich, vechea școală din Deal, care anul acesta împlinește 500 de ani de funcționare. Este una dintre cele mai vechi școli din Transilvania. Biserica din Deal, o biserică veche de peste 800 de ani, construită în stil gotic și ea aparține comunității germane a orașului, fiind o biserică reformată evanghelică. Bun, doamnă Ștefan, acum să vorbim puțin despre muzeul găzduit aici, de turnul cu ceas, care are 123 de ani vechime. Să ne spuneți puțin despre muzeu și vom vorbi și despre turnul cu ceas în sine, ce înseamnă el pentru comunitatea din Sighișoara. Așa este. În luna iunie anului 1899, dr. Iosef Bacon, care era medic sanitar al orașului, dar era pasionat de istorie, susținut și ajutat de Asociația Sebastian Han, o asociație de cultură, culturală, a întreprins mai multe proiecte culturale la vremea respectivă, printre care unul cel mai important, spunem noi, a fost amenajarea în turnul cu ceas a Muzeului de Istorie. Practic, muzeul și-a deschis porțile sub denumirea de Alt-Schlesburg, Sighișoara Veche. De atunci funcționează neîntrerupt, niciodată nu a fost închis acest muzeu, și suntem foarte mândri de absolut toate piesele, obiectele de patrimoniu pe care noi le păstorim, să spun așa. Spuneți-mi, dați-mi un exemplu de obiect de patrimoniu care vă este foarte drag. Tot muzeul este important. Ce să spun, sunt piese de mobilier, sunt foarte multe unelte produse ale Breslelor, macheta orașului de la primul nivel. Practic, în turnul cu ceas, care are 6 nivele, se află 5 săli de expoziție. Plecăm de la primul nivel, care este expoziția de arheologie, cu descoperiri arheologice încă din epoca de mijloc a bronzului, cultura Wittenberg, foarte importantă, asemănătoare culturii cucuteni. Urcăm, apoi întâlnim o expoziție de farmacie veche, foarte importantă, mobilier medieval, unelte, produse ale Breslau și ajungem la mecanismul ceasului la etajul 5. Da, neapărat trebuie să ne vorbiți despre ceas, că este extrem de important, are și acele păpuși din lemn betei. Mecanismul actual al ceasului datează din anul 1906 și este o comandă specială a orașului pentru firma Fuchs & Sons din Germania. Acestui mecanism i-au fost atașate în anul 1967 de doi sighișoreni,
de etnie germană, Conrad, tată și fiu, două mici motorașe electrice care acționează figurinele. Am înțeles că ați spus pe partea dinspre orașul de jos, cele 7 figurine reprezentând zilele săptămânii, care se rotesc la 12 noaptea și se schimbă ziua, sub ele un toboșar și o figură simbolică a unui călău, să spunem. Pe partea dinspre cetate avem doi mici îngerași, îngerul zilei și îngerul nopții, care se schimbă la 6 seara și la 6 dimineața, simbolizând începutul și sfârșitul unei noi zi de lucru, de muncă în cetatea medievală. Central sunt două zeițe, zeița păcii și zeița justiției și a dreptății, și în registrul de jos se află un toboșar care bate și mișcă mâna la fiecare oră fixă și bate de atâta ori cât este ora, și zeița păcii. Foarte important, la baza acoperișului turnului cu ceas, care, așa cum ați spus dumneavoastră, acoperișul este mai înalt decât corpul clădirii cu 4 metri, deci în cele 4 colțuri ale acoperișului se află 4 mici turnulețe. Aceste turnulețe simbolizează autonomia juridică și administrativă a orașului. Practic, orașul avea și acel drept al sabiei, ius gladii. Prin judecătorul orașului, oricine întreprindea, făcea ceva rău în cetate, putea primi pedeapsa cu moartea. Doamna Florina Ștefan, mulțumesc foarte mult. Știu că este doar o picătură din marea care înseamnă Sighișoara, Muzeul de Istorie și această clădire impresionantă în care ne aflăm. Poate cu altă ocazie să vorbim puțin mai mult. Din păcate, așa este cu timpul, este foarte scurt, foarte comprimat. Încă o dată vă mulțumesc. Alături de noi aici, de acest muzeu, se află o clădire de asemenea emblematică pentru Sighișoara, care este Biserica Mănăstirii și care este o biserică evanghelică recent restaurată. Vedem imagini cu această biserică și apoi mergem din nou la Loredana. Am întors în piața muzeului, este soare, este foarte cald, dar și priveliștea din spate, credeți-ne, merită absolut orice efort. Alături de mine acum, domnul Nicolae Teșculă, director al Muzeului de Istorie Sighișoara. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună seara. Și domnul Hans Bruno Frölich, decan districtual al Sighișoarei, de asemenea, vă mulțumesc că v-ați alăturat nouă. Să rămână, bună seara. Să știți că am spus că trecem așa câteva pagini de istorie și sunteți omul potrivit la locul potrivit. Înainte de toate, v-aș ruga să ne prezentați puțin Muzeul de Istorie. Știu că este cumva și împărțit în camere, în încăperi tematice și poate ar fi bine să facem câteva precizări în acest sens. Muzeul de Istorie din Sighișoara este cumva și atipic în sensul că este organizat pe verticală. A fost inițiativa, spunem noi, asta genială, al Iosef Bacon, primul director și fondator al muzeului, care în cel mai impunător turn din cetatea medievală Sighișoara, în turnul cu ceas, a organizat muzeul. El reflectă istoria orașului, așa cum a fost ea, începând de la preistorie, antichitate, perioada Evului Mediu, cu o pregnantă temă legată de istoria meșteșugurilor și a brezilor, de care s-a legat
întreaga evoluție a orașului și, bineînțeles, și alte activități. Iosep Baco fiind medic, avem și o importantă colecție de farmacie și de obiecte instrumentar medical și, bineînțeles, și mecanismul ceasului, care la rândul său este unic prin forma sa. Dumneavoastră sunteți obișnuit, pentru că știți exact tot ceea ce se întâmplă aici. Turiștii însă sunt extrem de impresionați. Am văzut și astăzi grupuri de turiști care nu conteneau să se uite în toate direcțiile. Câți dintre aceștia calcă și ușa Muzeului de Istorie? Noi vedem și de la an la an, din păcate perioada pandemiei a făcut ca turiștii să vină mai puțin, dar asta din motive independent de noi, vin de la an la an tot mai mult. Eu lucrez din anul 2000 și practic dacă în anul 2000 aveam undeva la vreo 60-70 de mii de vizitatori, am ajuns în 2019 la aproape 200 de mii de vizitatori. Și aceștia vin, sunt interesați de turn, de faptul că de la ultimul nivel pot vedea o panoramă, noi spunem, cea mai frumoasă a orașului și, de asemenea, credem că știa ceea ce prezentăm noi, deci de istoria acestui burg medieval. Din punct de vedere istoric, dacă este să ne spuneți așa într-o frază, care ar fi specificul cetății Sighișoara? Specificul cetății Sighișoara a fost a unei așezări meșteșugărești. Practic, este o așezare meșteșugărească care deservea hinterlandul, deci zona din jur, satele din jur, și acest lucru a făcut ca acești meșteșugari să dezvolte o viață aparte și practic ei erau cei care ajutau la dezvoltarea economică, conduceau orașul, îl apărau și de asemenea tot ceea ce se întâmpla în acest oraș se învârtea în jurul bereselor meșteșugărești și a meșteșugurilor. Practic, acesta a fost și motivul pentru care în anul 1999 întreaga cetate medievală și mare parte din oraș, din orașul vechi, a fost integrată în patrimoniul mondial. Am o curiozitate și de fiecare dată mă gândesc la copii care până la urmă reprezintă viitorul. Cât de interesați sunt aceștia de istoria locului? Și acum mă refer la cei care locuiesc aici. Sunt interesați în sensul că prezența unei cetăți pe o colină care are un farmec, este ca o cetate de zahăr sau de ciocolată, normal că atrage copiii să vină, să se uite, să întrebe. Noi ne și bucurăm că vin, avem și o serie de programe cu ei. Și de la an la an sunt unii care vara vin și fac vara, inclusiv voluntariat, stau și încearcă să explice turiștilor din ceea ce știu și să învețe mai mult cu privire la istoria orașului. Ce frumos! Și încercați să păstrați această istorie și prin expoziții tematice, da, pe care le organizați. Cât de des, ce aveți în plan în perioada următoare? Sunt expoziții care, de exemplu, acum avem o mică expoziție care reflectă 500 de ani de școală la Sighișoara. Apoi o să mai avem o altă expoziție dedicată numismaticii. Deci era un oraș comercial și avem și o importantă colecție numismatică. Și de asemenea și partea enografică, însemnând valori care au aparținut nu atât sighișorenilor, cât celor care au locuit din satele din jur. Părinte, mă îndrept acum către dumneavoastră. Am spus încă de la bun început că noi suntem în apropierea Bisericii Mănăstirii, chiar aici lângă noi. Am vorbit și de Biserica din Deal, cel mai important monument de altfel din cetatea medievală. O să vă rog să ne faceți o scurtă prezentare a bisericilor Sighișoarei. Deci, locul în care noi ne aflăm acum este, practic, vechea curte a mănăstirii. Biserica de lângă noi, de altfel și poartă acest nume, Biserica Mănăstirii, se știe că după înăvălirea mongolilor, ce s-a întâmplat la 1241,
dominicanii au primit drept de ședere, nu numai în Sighișoara, ci și în toate orașele importante din Ardeal, în Bistrița, în Brașov, Sibiu, Cluj și așa mai departe. Mănăstirea aceasta a existat într-adevăr până în secolul XIX, abia atunci a fost dărâmată și construită actuala primărie. Însă s-a și trecând la reforma luterană în secolul XVI, mănăstirea de fapt a devenit nefuncțională. În 1529 călugării au plecat de aici și practic biserica desigur ne-a rămas și este folosită până astăzi. Biserica în forma în care o vedem acum, așa frumoasă, e restaurată recent și resfințită, datează din secolul XV. Se știe că a fost mai întâi o biserică mai mică, în stil romanic, după aceea, desigur, și orașul dezvoltându-se, a fost construită o biserică mai mare. O istorie asemănătoare are și biserica din Deal. Biserica din Deal, în forma ei actuală, datează tot așa din secolul XIV, s-a construit la ea, se crede, cam vreo 150 de ani. Deci s-a început în 1345 și s-a terminat în anii 80 al secolului XV. Și atunci mari modificări n-a mai suferit. Este o biserică gotică, hală cu trei nave. Biserica din Deal a fost renovată cu ceva timp în urmă, dar tot în vremea noastră, o zic cu ghilimele de rigoare, deci după 1990, atunci cu sprijinul Fundației Messerschmitt și a Ministerului Culturii din România, prin persoana ministrului Caramitru, care recent a trecut la cele veșnice. Biserica Mănăstirii, spuneați că a fost recent reabilitată în perioada de pandemie. Sigur că perioada de pandemie n-am putut-o întrevedea noi, dar... Iată că a avut și efecte benefice, să spunem. Da, pentru că în timpul ăsta oricum trebuia închisă pentru turiști. Noi în 2019 am început să o renovăm. Bine, e vorba doar de o renovare exterioară. Deci s-au făcut fasadele, încadramentele de piatră, vitralile, șarpanta, învelitoarea. Înăuntru, desigur, ar fi un alt proiect. Dacă se găsesc fresce sau alte lucruri importante, atunci alea ar trebui restaurate, dar despre asta nu vorbim acum. Desigur, ce vedem acum e o bijuterie. Așa este. Bisericile pot fi vizitate, da? Deci cei care ajung aici pot vizita aceste biserici. Da, biserica din Deal oricum putea fi vizitată și până acum. Biserica Mănăstirii poate fi vizitată de la 1 iulie. Spuneți-ne din activitatea dumneavoastră, la ce concluzie ați ajuns în ultimii ani? Cât de importantă este biserica? Cât de importantă este legătura aceasta multiconfesională, să spunem? Cât de important este ca cei care ajung aici și vizitează, în primul rând, mulți dintre ei, clădirea ca atare, să înțeleagă și când intră într-o biserică, care este specificul ei și cu ce ar trebui să plece de acolo? Acum, desigur, trăim, după cum știe toată lumea, într-o vreme a secularizării. Biserica în ziua de astăzi nu mai este cool, din păcate, zic eu. Acum, desigur, aceste biserici vechi au un flair aparte, dar eu sper foarte mult ca lumea să le viziteze nu numai datorită arhitecturii lor, ci și pentru a se conecta sau a se reconecta cu divinitatea. Noi, ca și Sași Transilvăneni, oricum avem o istorie aparte, să zic, în ultimii 30 de ani. Nouă majoritatea inoriașilor ne-au emigrat după 90. Acum mai avem o comunitate destul de mică. Deci partea statistică spune că mai avem vreo 400 de noriași, dar activi în jur de 30-40, ceea ce înseamnă foarte puțin. Bine, între timp, din România s-a emigrat, au plecat și românii, au plecat de aici din zonă și etnicii maghiari, chiar și romii care lucrează în străinătate și asta e foarte trist pe de o parte. Pe de altă parte, noi care suntem aici ne facem treaba, noi avem în fiecare duminică avem slujba la biserică, o mai ținem în limba germană pentru inoriașii noștri, dar în același timp, având foarte multe
familii mixte, slujbele importante, de exemplu ajunul Crăciunului sau confirmarea sau botezurile, cununiile se țin bilingve sau chiar trilingve, română, germană și maghiară. Cât de frumos! Vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi alături de noi și ne-ați oferit aceste informații. Vorbeam și de biserica din Deal. Acolo, în dealul cetății, se află colega mea, Simona Boanta, cu un invitat la fel de special, așa că, Simona, te ascultăm cu mare interes. Bun găsit din nou! De această dată sunt în interiorul bisericii din Deal, despre care vorbim cu domnul Dieter Zichelli, curatorul acestui edificiu. Bună ziua, vă mulțumim că ne-ați primit! Hello, bine v-am regăsit în această distinsă și sobră biserică din vârful dealului școlii, că așa se numește acest deal al școlii. Unde ne aflăm vremelnic acum este corul acestei biserici, ori acest cor a fost ridicat și înălțat și fixat pe fostele ziduri de sprijin ale fostei mici bisericuțe în stil romanic. Și din acest moment a început apoi construirea acestei biserici în adâncime, cum se spune, în mai multe etape, aproximativ 4 etape, au avut nevoie să și noștri pentru a concepe această imensă biserică care s-a terminat ca și anterior în 1525, da, cu etapele implicite, da, iar atunci când vorbim de interiorul acestei biserici, trebuie să rămânem un piculeț așa fixați pe interiorul, inventarul fix al acestei biserici, respectiv freșcele. Freșcele au fost începute ca pictură, da, începând cu 1488, unde s-a pictat mai întâi intrarea, adică partea de vest acolo, de către un oarecare Iacobus Kendlinger din Austria Superioară, chiar acolo este și o pisane care scrie în latinește Huius Opifex Iacobus Kendlinger, adică pictat de acest mare maestru. Iar ce găsim acolo este în stânga, dacă intrați vreodată, este fresca lui Franz de Assisi, cel care a pus bazele orului franciscanelor, și mai spre noi așa patru momente ale pasiunii, deci de la Hristos, judecata până la crucificare. Și când intrăm acum în holul bisericii, da, în partea de nord, acolo avem o biserică monument, este fresca lui Ștefan, Sfântului Gheorghe, în trei ipostaze. Povestea cu acest Sfânt Gheorghe este, dacă e să vorbim o secundă și despre România, el este protectorul forțelor armate ale României, dacă vorbim ca în 2022, dar pe acea perioadă era cel care, istoric vorbind, nu, s-a născut undeva pe la 280, pe vremea lui Dioclețian, și el era primul zis protector al primilor creștini din acea perioadă a Imperiului Roman, care începeau să apară după crucificare. A murit apoi și el martirizat. Domnule Zichelli, mă scuzați, știu că puteți vorbi ore în șir despre istoria și frumusețea acestui loc. Vreau puțin să revenim la arhitectură, pentru că această biserică este considerată o bijuterie din acest punct de vedere. Vă rog să ne spuneți câteva lucruri. Deci atunci când vorbim de aceste biserici evanghelici luterane, stilul gotic este prioritar. Ce înseamnă stil gotic? Este tendința spre simplitate, interior cât și din exterior. De ce au tins acei sași de atunci? Bine, erau toți catolici când au venit încoace de la 1200 și un piculeț, domnule. Era acea chestiune fundamentală, adică pericolul era iminent, ba mongoli, ba turci. Și atunci filozofia lor era clară, eu trebuie să mă apăr mai întâi și întâi și apoi eventual mai târziu să mă gândesc și la eleganță. Pe lângă faptul că arhitectura este absolut superbă, această biserică are și ceva inedit. Din câte știu, este singura biserică din Transilvania care are sub altar o criptă. Ne spuneți ce este sub noi este într-adevăr cripta, iar atunci când dezvoltăm puțin această idee apropo de criptă, este de fapt fosta mică bisericuță construită de acei probabil secui
în drumul lor, nu? De a încerca să conceapă o zonă frontalieră vis-a-vis de ertenele invazii turcești. Și așa a apărut apoi, când au construit Sașii, acest ansamblu de biserică monumentală, nu? Automat bisericuța aceea s-a transformat în criptă, fiindcă deasupra ei stă acest cor, da? Acest gură, da? Iar după aceea, revenind pe repede înainte, este un unicat pentru toate aceste biserici evanghelice să ai o criptă în interior. Domnule Zicheli, din păcate, timpul este foarte scurt, am mai fi vorbit despre asta, am mai fi vorbit și despre alte aspecte din jurul bisericii, dar poate o facem altă dată. Eu voi da legătura înapoi în piața muzeului. Loredana? Simona, îți mulțumim. Ne-am întors așadar în piața muzeului și mi s-au alăturat alți doi invitații speciali pe care dați-mi voie să vi-i prezint. Alături de mine, doamna Laszlo Imola, director adjunct al Colegiului Național Mircea Eliade. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și părintele Marcel Cristurean, preot paroh Hetiur. De asemenea, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Abia aștept să purtăm acest dialog. Aș începe cu dumneavoastră, doamna Laszlo, pentru că sunteți un reprezentant de seamă al comunității maghiare. Spuneam mai devreme de importanța îmbinării etniilor, confesiunilor, conviețuirii în bună pace și bună înțelegere, învățării unii de la ceilalți. Și atunci o să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți câteva lucruri despre comunitatea maghiară din trecut și din prezent. Comunitatea maghiară din Sighișoara are un trecut mai tânăr, pot să spun așa, aproape 200 de ani de prezență în Sighișoara. Oamenii maghiari au venit din zonele alăturate Sighișorii, din satele învecinate, cam la începutul secolului XIX. În 1850 se numără cam 50 de maghiari în orașul de jos, pentru că nu aveau voie să aibă imobile în cetatea săsească. Și această comunitate, în decurs de 200 de ani, a ajuns cam la 10.000 de oameni prin anii 1980. De atunci, comunitatea este într-o scădere destul de drastică, dar pot să vă spun că este o comunitate vie. Oamenii au venit aici la începutul secolului trecut pentru a învăța meșteșug de la sașii care se pricepeau la foarte multe lucruri. Femeile au venit să fie slujnice. Apoi, în comunism, pot să spun că au venit din satele apropiate pentru că, datorită colectivizării, au rămas fără pământuri și a fost o nevoie să vină în Sighișoara. Aici și-au construit biserici, școli, și cred că fac parte și astăzi și au făcut parte în acest 200 de ani ca oameni de nădejde ai comunității mari a Sighișorii. Comunitatea maghiară s-a diminuat, spuneați, în ultima perioadă. Asta pentru că mulți au ales alte locuri în care să trăiască sau ce alte motive ar mai fi? Da, din păcate da. Cred că numai comunitatea maghiară suferă de acest sindrom. Oamenii pleacă din mai multe motive, mai ales tinerii. Faptul că noi în timp am ajuns să avem școli și să termine liceul în limba maghiară elevii noștri, școala maghiară are un trecut de 100 și ceva de ani, dar liceul are un trecut de 60 de ani, învățând, de fapt, noi creăm posibilitatea de a pleca, pentru că oamenii fac facultate și atunci, sau tinerii, și atunci nu se întorc în orașul lor natal, pentru că mulți preferă sau se gândesc că se pot descurca sau pot avea o viață mai bună decât acasă. Ce credeți că ar trebui făcut, asta vă mai întreb, în legătură cu comunitatea maghiară, pentru ca studenții care totuși, iată, au posibilitatea să studieze aici, în limba maghiară, să și rămână acasă? Ar fi nevoie de locuri de muncă. Eu cred că totuși societatea se va trezi la un moment dat, sau nu știu cum să spun, să mă exprim exact, cred totuși că se vor întoarce foarte mulți. Deci va exista o întoarcere către locuri cum este Sighișoara, vor exista și posibilități mai multe,
am văzut asta și în pandemie, că se putea lucra și de acasă, eventual, și că își vor da seama tinerii noștri că lucrurile se schimbă, Europa se schimbă și sper din tot sufletul ca comunitatea aceasta să rămână vie și să trăiască, pentru că pot să spun că este o comunitate prosperă, cu foarte multe activități culturale, cu o legătură foarte puternică între biserică, școală, pentru că altfel n-am fi putut rezista. Așa este. Dumneavoastră sunteți și director al Fundației Gaudeamus, da. Și de aceea, din această poziție, director adjunct, o să vă rog să ne spuneți care este activitatea Fundației, cum contribuie ea până la urmă la tot ceea ce înseamnă comunitatea maghiară sighișoreană și nu numai. Și nu numai, da. Fundația Gaudeamus a luat naștere dintr-o necesitate. În 1993 s-a înființat cu scopul de a sprijini educația în limba maternă maghiară a copiilor, a elevilor din Sighișoara și din împrejurimi. Și a și reușit acest lucru. A înființat un internat care funcționează și astăzi. Mai departe a înființat un centru cultural, a construit un imobil în care funcționează o sală festivă și în care au loc foarte multe activități, de la expoziții de pictură până la concerte clasice, piese de teatru și foarte multe altele. Acolo își desfășoară toate activitățile importante elevii din școlile maghiare din Sighișoara, dar nu numai, și grădinițe care organizează activități de închidere de an școlar sau de și altele. Pot să vă spun că rolul acestei fundații a fost esențial. Datorită burselor pe care le-a putut oferi elevilor maghiari care provin din satele învecinate și care au condiții mai modeste, datorită oportunității pe care a putut să o creeze, ca acești copii să poată veni și să locuiască într-un loc și să învețe într-un loc cum este Sighișoara. E atât de important acest dialog interetnic, mai ales când e vorba de educație. Părinte, mă îndrept acum către dumneavoastră. Hetiur, singurul sat ce aparține Sighișoarei, este ceva atipic și v-am auzit vorbind cu multă mândrie despre acest sat. O să vă rog să ne-l prezentați și nouă. Da, este vorba despre satul Hetiur, care apare în documente ca atestare documentară în 1301, sub denumirea de Terra Hetiur, apoi Maghiar Hetiur, Marienburg și, bineînțeles, în zilele noastre, poartă numele de Hetiur. A fost un sat de sine stătător, care a avut la un moment dat și primărie, a fost comună, dar din 1968 a fost alipit Sighișorii. Câte familii locuiesc acum acolo? În prezent locuiesc în jur de 300 de familii. Până în 1989 au fost preponderent locuitorii sași, dar din 1989 au plecat, cum au plecat toți ceilalți, în Germania. Dar lucru important este că au fost cumpărate casele de către familii tinere românești. Are vreun specific anume acest sat? Pentru că am mai purtat câteva minute de discuție și înainte de a intra în direct și ne spuneați ceva și de producții de hamei. Satul nostru are câteva specificații aparte, și anume majoritatea oamenilor care nu lucrau în industria sighișoreană erau angajați la IAS Soromiclea, care era specializată în cultura de hamei. Și în zilele noastre încă se mai păstrează, dar într-o proporție foarte, foarte mică. Știu că dumneavoastră, acolo, în sat, sunteți privit cu foarte multă admirație și respect. Sunteți așa, omul de bază al comunității. Cumva aveți sub aripă aceste familii. Cum încercați să le coordonați, să spunem așa, din punct de vedere al felului în care poate să facă asta un preot? A lucra cu omul este dificil, dar este frumos și plăcut în același timp, pentru că oamenii sunt deosebiți dacă reușești și ai timp să le asculți durerile, necazurile, încercările, bucuriile și mai cu seamă să fii alături de ei în toate evenimentele importante din viața lor. Da, am mai discutat și mai devreme de faptul că
Această perioadă de pandemie, cumva, în anumite moduri, ne-a făcut să ne analizăm un pic mai bine, să ne facem o introspecție. Pe de altă parte, dumneavoastră ce simțiți din perspectiva reprezentantului bisericii? Oamenii s-au întors mai mult către biserică sau, dimpotrivă, cumva au o revoltă anume care îi îndepărtează? A fost o perioadă destul de grea în perioada respectivă, având în vedere faptul că am trebuit să stăm mai mult închiși, mai mult în casă. Dar la nivel de comunitate, oamenii au cunoscut și au știut că preotul este alături de ei, chiar și atunci când au fost unii dintre ei carantinați, le-am făcut vizite așa cum ne permitea legea, ne-am rugat pentru ei și le-am fost alături. Bineînțeles că în momentele respective au dorit să se apropie de Dumnezeu și în prezent se comportă ca atare, dar din punct de vedere religios, moral și cetățenesc, își fac datoria așa cum se cuvine. Ce frumos am încheiat această discuție. Vă mulțumesc mult că ați fost astăzi alături de noi. Cu siguranță și noi ne întoarcem aici și vă așteptăm să ne mai împărtășiți din aceste informații. Frumos. Colegul meu, Ionel Lespuc, între timp a coborât din turnul cu ceas, se află în piața cetății, acolo unde e o mare forfotă în acest moment, pentru că în foarte scurt timp va începe prima ediție a festivalului Armonia Cetății. Filarmonica de Stat Târgu Mureș se pregătește să participe pentru prima dată la această ediție. Așadar, Ionel, știu că ai invitați de seamă, îți predau legătura. Mulțumesc, Loredana. Păi eu ce să mai spun, ai spus tot. Sunt în piața cetății, aici e festivalul, peste o oră începe. Eu ce să mai zic? Da, dar e adevărat, am un invitat și el este Bogdan Burghelea, viceprimarul acestei comunități de aici, din Sighișoara. Vă salut, domnule Burghelea. Vă salut și eu. Haideți să vorbim puțin despre acest festival, Armonia Cetății, care stă să înceapă în 60 de minute. Vom vedea Rock the Symphony. Da. Este primul festival pe care îl avem în acest an. Am hotărât să pornim sezonul festivalurilor ceva mai repede. De regulă începea cu festivalul medieval, care este la finalul lui iulie. Anul acesta începem cu Armonia Cetății, la prima ediție, iată, la finalul lui iunie. Cum ați gândit acest festival? Care este rolul și rostul lui? Cum spuneam, l-am gândit să fie deschiderea sezonului de evenimente. De asemenea, ne-am gândit să aducem ceva mai deosebit. Festivalul medieval are vechime. Acest festival și are o anumită înfățișare. Toată lumea știe într-un anumit fel. Ne-am dorit să fie ceva un pic mai deosebit. Să fie o latură culturală și oarecum contemporană. Bun, și practic dumneavoastră sperați ca acest nou festival să devină în timp la fel de important cum este cel de artă medievală. Nu știu dacă va deveni la fel, dar evident ne dorim. Este un eveniment care cred eu că are potențial și care cred că de la an la an va putea avea o altă tematică care să fie atrăgătoare. Atât pentru localnici, deoarece ne-am gândit și la ei, sau în primul rând la ei, cât și pentru turiști. Bun, ce presupune festivalul de anul acesta? Ce are el în program? Fiind la început, am luat-o așa mai încetișor, să zic așa, astăzi va fi un concert de rock simfonic, iar mâine vor concerta doi artiști, Marcel Pavel și Analia Selis. Spuneți-mi ce înseamnă din punct de vedere bugetar, pentru că am înțeles că intrarea este gratuită, asta înseamnă că este un efort care se decontează în cele din urmă la primăria municipiului Sighișoara. Sigur că da, este, da, noi îl considerăm, cum să spun, un cadou care îl facem către locuitorii orașului. Este, are și niște sponsori acest festival, este un efort, cum zic, niște limite normale și credem că merită să fie. Dar poate atrage el și turiști, pentru că este foarte important acest aspect în Sighișoara și cât am stat aici am văzut că este foarte multă lume care nu vine din Sighișoara, ci din alte orașe și chiar alte județe. Și chiar alte țări, de fapt, pentru că am văzut și turiști străini. Nu am nicio îndoială că orice eveniment se face în Sighișoara, dat fiind notorietatea orașului, atrage turiști de peste tot, din țară și din străinătate.
Sigur că eveniment, orașul în sine atrage, chiar dacă nu sunt evenimente, când vor fi evenimente, vor fi cu atât mai mulți. Eu cred și după ce se va fi desfășurat și oamenii îl vor descoperi acest festival, cred că va fi și el un punct de atracție. Mai duce în ghilimele Sighișoara și alte festivaluri? Câte sunt ele în acest moment? Și dacă, sigur, având în vedere această locație absolut extraordinară, aveți în plan să mai dezvoltați zona aceasta de evenimente? Venim totuși de după perioada de pandemie. Anul acesta vor fi 3 evenimente care sunt deja pregătite. Evenimente mari, acest festival Armonia Cetății, evident festivalul de artă medievală, iar mai spre toamnă festivalul de blues. Evident că ne dorim să fie cât mai multe. Această piață, zic eu că se potrivește foarte bine pentru organizarea de evenimente. Această piață ar putea să organizeze fiecare weekend câte un festival. Dacă nu s-ar supăra locuitorii și cei cazați prin hoteluri. Sigur, ne dorim să fie cât mai multe. Acum chiar în fiecare weekend nu știu dacă chiar e posibil. Mulțumesc foarte mult, domnule viceprimar. A fost alături de mine viceprimarul Sighișoarei, Bogdan Burghelea. Loredana, acum ar trebui să zic eu ceva care să-ți ia ție următoarea replică, dar eu sunt de treabă și te las pe tine să spui. Îți mulțumesc, Ionel, foarte bine ai făcut că nu m-ai pus în dificultate, pentru că și așa ce am avut emoții până acum sunt copleșită. De ce? Pentru că sunt înconjurată de campioni. Alături de mine domnul Radu Voina, campion mondial la handbal. Bine ați venit! Sărut mâna! Însoțit de domnul Bogdan Voina, a fost handbalist, fiul domnului Radu Voina, și Mădălina Florea, campioană europeană la atletism. De asemenea, îți mulțumesc că ești alături de noi. Chiar aseară vorbeam cu cineva de aici și îmi spunea că atâtea medalii ne-a adus că deja nu le mai ținem numărul. Te felicităm pentru asta. Sportivii sunt ambasadorii Sighișoarei. Am vorbit astăzi din multe puncte de vedere despre Sighișoara. În mod evident, partea de turism este una care este evidențiată. Dar acum aș vrea să ne oprim la partea de sport, pentru că ați adus atâta faimă. Sala polivalentă vă poartă și numele, domnule Voina. Spuneți-ne ce puteți să vă amintiți din perioada în care dumneavoastră câștigați, așa cum ziceam, toate titlurile acestea. Da, în primul rând mulțumesc pentru invitație. Ce aș putea să vă spun? Eu sunt reprezentantul handbaliștilor din Sighișoara, să știți că e o onoare pentru mine, dar n-aș vrea să trecem peste un număr important de handbaliști de mare clasă, de altă generație, și aici m-aș referi la Aurel Bulgaru, la Bogolea, la Roland Guneș, la Tică Panțiru. În orice caz, Sighișoara a fost recunoscută în domeniul handbalului ca o furnizoare de talente, așa ca o comparație, și eu asta la București le spuneam de fiecare dată când eram eu copil în acest minunat oraș Sighișoara de câteva zeci de mii de locuitori. Existau 40 de echipe de handbal aici, confundat băieți, fete, veterani, veterane, ca o mică comparație. Astăzi, în Sighișoara mai există o singură echipă. E, dacă amplificați asta la nivelul țării, atunci ne întrebăm sau ne punem întrebarea și răspunsul e foarte simplu. Area de selecție, sigur, vremurile s-au schimbat, au apărut alte lucruri moderne. În orice caz, ceea ce e de lăudat pentru Sighișoara este că noua administrație, și eu îmi doresc cel puțin din postura de fost, și în speranța că voi mai vedea în viitor, are o deschidere enormă pentru sport, pentru handbal. Avem și aici o ambasadoare a atletismului din Sighișoara, pe care o felicităm cu tot dragul, dar handbalul sper și în următorul timp ca să treacă la etapa următoare. Sighișoara a fost, pe vremea când eu eram copil, am și jucat cât am fost tânăr, avea o echipă de handbal în prima divizie, ori puține orașe în afară de București, de talia Sighișoarei, erau ambasadorii handbalului.
Se știe că handbalul s-a născut din partea Germaniei, el vine din zona Germaniei, sigur că Sighișoara la vremea respectivă aveau foarte mult etnici de naționalitate germană și s-a implementat la nivelul țării, la nivelul orașului Sighișoara, care a dat, așa cum spunea, o serie de jucători. Domnule Voina, de ce anume este nevoie în domeniul handbalului pentru a face performanță? De ce era nevoie atunci când dumneavoastră erați acolo și de ce e nevoie, nu, în zilele noastre? Pentru că ați făcut și dumneavoastră comparații, sunt cumva de netrecut cu vederea. Sigur că da. Acum, sigur că e postura de fost handbalist trăit în domeniul handbalului, iar actualmente de chibiți, cum îmi place mie, sau de spectator. Sigur că nu numai la nivelul Sighișoarei, la nivel național, la nivelul federației. Cred că greșeala care se face în general în sportul românesc, nu numai în handbal, este că ne uităm numai sus. Ori noi trebuie să ne uităm foarte jos, de la nivelul copiilor, unde trebuie să apară instruire, să apară dragostea antrenorilor de a lucra. Între timp, așa cum se întâmplă în România, a apărut nenorociții ăștia de bani, care se vreau foarte mulți. Orice copil sau la nivelul la care a crescut vrea să facă ceva, primul lucru care îl face, în general, în sport, vrea foarte mulți bani și nimeni nu știe dacă el e în stare de așa ceva. La vremea noastră, sigur că nu mai este cazul să ne comparăm ca generații. Eu cred că trebuie pasiune, răbdare și dragoste pentru sportul pe care vrem să-l practicăm din partea antrenorilor, a profesorilor, și după aceea dragoste și pasiune și dăruire pentru copiii care trebuie atrași spre sportul respectiv, pentru că numai așa putem. Sigur că românii în general sunt dotați pentru handbal, am demonstrat-o și la fete și la băieți, dar parcă este o ruptură între generații. Și greșeala, cum spuneam, să toată lumea se uită numai sus, la sportivii aceia consacrați, dar ruptura față de tinerii care vin din urmă este un crater imens. Domnule Bogdan Voina, ne prefacem că tatăl nu este prezent. Ați simțit presiunea campionului mondial pe umerii dumneavoastră când ați început să jucați handbal? La început nu, pentru că de la început trăiam în handbal, m-am născut în handbal și vroiam doar handbal. Chiar acum câteva luni mi-am dorit să fiu președintele Federației Române de Handbal și cu câteva săptămâni înainte de acea adunare generală, m-am întâlnit cu probabil cel mai vechi prieten al meu, Tudor Mihăiță, băiatul lui George Mihăiță, și stăteam noi de vorbă la o cafea. Și chiar îmi spun, am ajuns noi la concluzia, zic, măi, cât de imaturi să fim noi să încercăm să facem aceeași meserie ca și tații noștri. Ce trebuia să fac eu ca să fiu mai bun decât el? Să fiu de nu știu câte ori campion mondial, era imposibil. Și tu ai vrut să fii actor, ce vrei să filmezi la Hollywood? Ce vrei să... Și până la urmă am trăit, ne-am născut în această lume. Nu-mi pare rău, probabil că dacă aș lua-o de la capăt, aș face la fel. Și puterea exemplului e atât de vizibilă. Este asta, clar. Asta clar. Mădălina, ești atât de tânără și deja, cum spuneam, campioană europeană de atletism. Cum ai ales să te îndrepți înspre domeniul acesta? Cât de dificil este pentru un tânăr să ajungă acolo și ce susținere ar avea nevoie, dincolo de talent, dincolo de susținerea părinților, a prietenilor, dincolo de munca în proporție de 99%. Bună ziua! În primul rând mă bucur să mă aflu alături de dumneavoastră și de marile exemple care, cu siguranță, eu fiind tânără, mi-aș dori să ajung la valoarea dânsului. În principiu, nu se spune ce se află în spate. Tot timpul, toată lumea o să vadă exact rezultatul, fie el bun, fie mai puțin bun, dar coloana vertebrală trebuie ținută, indiferent de ce greutăți întâmpinăm. Nu se povestește de fiecare dată, dar dacă tot m-ai întrebat, să știi că sunt foarte multe sacrificii pentru a ajunge la rezultate înalte. Cred că asta trebuie spus și ne dorim ca pe viitor
să începem de la pepinieră, de la copiii micuți, să zicem, ca să putem dezvolta sportul în România, ca altfel nu cred că o să se mai ajungă la astfel de exemple pe care eu le am în față. Cât de frumos! Și mai ai în față mulți dintre cei care, pe mulți dintre cei care ne urmăresc, poate mulți dintre ei copii, și cumva te privesc pe tine cu admirație. Nu pot să nu mă gândesc la orele de muncă, la orele de antrenament. De unde această determinare și cât de mult înseamnă pentru tine ca sportiv recunoașterea ulterioară? Dacă aș începe prin a spune că să ajungi un sportiv cu rezultate foarte bune, munca care se află în față nu ar trebui spusă de la început și sacrificiile, trebuie să fie într-un mod plăcut, conturat, ca să plece pe drumul sportiv, cum ar veni. Dar, nu știu, pot spune că sper și îmi doresc ca pe partea de antrenorat să încerc să motivez copiii în așa fel încât să vină de plăcere și să vadă sportul ca o joacă și apoi cu timpul să ajungem să dezvolte cuvântul performanță. Domnule Voina, aveți aici lângă dumneavoastră și tânăra generație. Încheiem discuția, fiindcă timpul nu ne permite să mai facem multe comentarii, dar modestia asta îi caracterizează în general pe marii campioni. Asta am observat. Să știți că, în general, sportivii mari sau mai puțin mari sunt aceia care sunt și modești și care își văd de treabă, așa cum știu ei mai bine. Ați văzut, la vremea noastră am ieșit campion mondial, toți copiii din România jucau pe stradă handbal. După aceea, Țiriac, Năstase, toată lumea juca cu palete de lemn, tenis. Acum mai nou a apărut David Popovici, acest fenomen extraordinar. Sigur, dintr-o dată se dezvoltă înotul. Gluma, ați văzut, românii sunt pe marginea bazinului, dar erau cu o sticlă de bere în mână. Da. Din păcate... Asta e, națiunea noastră profită de munca și de excepția acestui sportiv și se ascund, ca să nu mai vorbim, inclusiv politicienii care au ieșit dintr-o dată în față să se laude cu munca unui copil. Și asta e o cu totul altă discuție. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut în general. Cu mare mulțumesc da. De asemenea și noi vă mulțumim. Rămânem în zona sportului, în zona mișcării, dar de această dată mergem înspre dans. Colega mea, Simona Boanta, ne va prezenta o trupă de dans emblematică pentru Sighișoara, așa că nu pot decât să-i dau legătura. Am primit legătura, am ajuns și eu aici în piața muzeului și așa cum ai spus și tu, vorbim cu alți campioni de data aceasta la dans modern. O am alături de mine pe Jacqueline Chișiu, este membra a trupei Kaboom. Jacqueline, sunteți campioni. Povestește-ne un pic despre periplul vostru în dansul modern. Cum ați reușit să strângeți atâtea medalii? Bine v-am găsit și desigur că în spatele tuturor momentelor noastre se află foarte multe ore de antrenamente și sacrificii, să renunțăm la alte lucruri să facem și să venim să repetăm. Da, ne bucurăm că am ajuns la performanță și ne bucurăm că ne descurcăm atât de bine împreună și sper să vă placă și momentul pe care l-am pregătit astăzi pentru dumneavoastră. Până atunci vreau să știu unde, când și cum ați devenit campioni. La Clubul Copiilor Sighișoara, în timp, din 2014, ne-am tot adunat în trupă până fiind cei prezenți astăzi. Practicăm stiluri versificate de dans și ne descurcăm. La ce competiții ați participat? Naționale, internaționale, europene, premiați cu locul întâi și premii speciale și ne dorim să fim și campioane mondiale în viitor. Am fost invitați și ne-am calificat la campionatul mondial de la Roma, care va fi la sfârșitul lui octombrie și sperăm să venim și de acolo cu
rezultate frumoase. Vă dorim mult succes. Vreau să nu mai spui, știu că mai sunt și alte trupe din Sighișoara care fac performanță în dans. Iată, Sighișoara este un loc în care tinerii chiar câștigă premii. Da, sunt cei claselor 1-4 Carisma, claselor 5-8 Diamond și noi 9-12 Kaboom. Sunteți cei mai mari. Da. Ce înseamnă pentru tine dansul? Este un loc unde mă detașez de toate problemele și vin de plăcere la dans. Chiar este un loc unde mă simt foarte bine. Cam cât repetați pe zi? Bănuiesc că pentru a face performanță trebuie să faci antrenamente zilnic. Da, noi repetăm de 2 ori pe săptămână, poate chiar 3 câteodată, câte 2-3 ore, depinde de ce ne pregătim. Am înțeles. Bun, păi atunci eu zic să vă vedem la treabă. Vă las să vă desfășurați. Mult succes! Am fost entuziasmată, am fost emoționată. Acum încearcă un soi de nostalgie, de tristețe, pentru că mai avem doar câteva minute și vom încheia această ediție specială a Caravanei TVR3. Vreau să le transmit colegilor mei că eu nu vreau să plec de la Sighișoara, așa că, domnule primar, nu știu, faceți-ne niște oferte să putem să mai rămânem, pentru că am încercat în această ediție să ajungem, așa cum spuneam la început, în toate colțurile Sighișoarei, să prezentăm
vizităm ce aveți mai frumos aici și cu siguranță o să revenim, asta vă promitem. Între timp ni s-a alăturat și doamna Mihaela Haidiner, manager general vânzări Layer România. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Sunteți aici și vă mulțumesc încă o dată în mod special pentru că sunteți și sponsorul ediției Caravanei TVR3 de la Sighișoara. Vă mulțumim pentru asta. Mulțumim și noi în același timp. La fel cum probabil și domnul primar vă mulțumește de fiecare dată când reușiți să contribuiți din sectorul privat la binele comunității. Și acum o să vă rog să ne spuneți exact cum faceți asta prin intermediul firmei pe care o conduceți. Da, în primul rând aș vrea să vă spun că mă simt onorată să fac parte și să reprezint în același timp unul dintre cei mai mari producători de materiale de zidărie, atât la nivel național cât și internațional. Cu experiență de peste 50 de ani, grupul de firme Layer deține în România peste 4 unități de producție, fiind într-o continuă ascensiune. Aici, în orașul cetate, Sighișoara, grupul Layer deține o unitate de producție de țiglă și zidărie ceramică. Ca și strategia business-ului Layer, face parte implicarea în comunitate alături de în comunitatea din care face parte și unde deține unități de producție alături de autoritățile locale, astfel încât consideră că este de datoria noastră a tuturor celor care ne desfășurăm activitatea într-o comunitate să facem să în așa ajutați. Fel. O să vă rog, suntem presați de timp, vă dați seama că un pic ne-am decalat, deci să ne spuneți ultimii, exact. În ultimii ani, grupul de firme Layer aici în Sighișoara a investit în primul rând în sistemul de sănătate prin achiziția unor echipamente medicale. A avut în vedere în același timp și păstrarea valorilor arhitecturale, așa cum se poate vedea și în biserica ce se află lângă noi, Biserica Evanghelică. În același timp a avut în vedere dezvoltarea și implicarea în sistemul de învățământ și nu în ultimul rând a premierea unor sportivi din pepiniera proprie, care ne reprezintă, pot să spun, cu mândrie, atât în competițiile naționale, dar și internaționale. Alături de, așa cum am spus, de autoritățile locale, rămânem deschiși la orice oportunitate care să ajute și să promoveze orașul, cetate, orașul Sighișoara. Domnule primar, femeile vorbesc mai mult, să știți că nu mai aveți timp să nu ne mai deranjează. Spuneți, dar ne-ați primit cu multă căldură și la propriu și la figurat. Vă mulțumim pentru asta și vă așteptăm și noi și în părțile noastre acolo. Vin cu drag și vă aștept să mai reveniți la Sighișoara. Vă mulțumesc, doamnă, de asemenea, pentru că ați fost alături mulțumim de noi și noi. Pentru că ați contribuit la realizarea acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, noi vă lăsăm acum în prezența unui scurt fragment de rock simfonic din repetițiile Filarmonicii de stat Târgu Mureș. Este, de fapt, o invitație la festivalul Armonia Cetății, de care vă spuneam că va începe în doar jumătate de oră. Ne grăbim să mergem acolo, mulțumindu-vă că ați fost alături de noi astăzi și așteptându-vă cu drag aici, la Sighișoara.